Singurul cimitir din orașul Prahovean Plopeni nu mai are locuri. Primarul orașului s-a zbătut timp de 3 ani să-i convingă pe parlamentari să modifice codul silvic, din cauza căruia îi era imposibil să extindă cimitirul din localitate. Fiind înconjurat de pădure, pentru mărirea suprafeței acestuia era nevoie de scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier. Anul acesta legea s-a schimbat, însă din cauza birocrației excesive, nici până în acest moment extinderea nu s-a putut realiza. Edilul a tot încercat să facă diverse artificii pentru a mai crea locuri de înmormântare, însă s-a ajuns deja până la garduri. Am îngustat aleile, am făcut din nou o evaluare la morminte în ultimii 20-30 de ani care nu au mai trecut pe acolo. Abandonate le-am luat și pe acelea. Eu sper ca să rezolvăm cât mai repede cu extinderea cimitirului, pentru că în momentul ăsta toate documentele sunt la Direcția Silvică Prahova. N-ar trebui să mai stea foarte mult să-mi spună cât bani trebuie să plătim și să facem în sfârșit lucrul ăsta. Scoaterea terenului din fondul forestier, care se poate face potrivit legii actualizate doar pentru societăți turistice și de agrement, unități de cult și cimitire, presupune costuri uriașe pentru primării. Eu văd ca și primar, și în asentimentul meu sunt foarte mulți primari din țara asta, pentru orice teren care este de utilitate publică, ar trebui schimbul de teren cu Rom Silva să fie unul la unul. Nu se poate să extindem cimitirul orașului Plopeni cu 260 de metri pătrați și să dăm în schimb 3500 de metri pătrați și să mai plătim și nu știu cât, că nu știu în momentul ăsta câți bani îmi vom cere să plătesc reîmpădurirea acelui teren. Deci e o prostie la nivel național, nu se poate așa ceva. Pentru utilitate publică, UAT-ul ar trebui unul la unul schimburile. Referitor la absurditatea legii, trebuie spus că în 2012, primăria Plopeni a construit sensul giratoriu de la Cocorăști și a fost nevoită să scoată din fondul forestier 200 de metri pătrați de teren. Pentru această suprafață a dat la schimb Direcției Silvice 3500 de metri pătrați de teren și a plătit 50.000 de lei.